Salut, sunt Claus. Dacă tot am ieșit azi un pic, hai să facem și niște antrenament de bushcraft. Am fost un pic mai sus. Am adunat niște coajă, scoarță de pom. Pe care o pregătim să îi dăm foc. Dacă ar fi să o luăm partea ușoară, avem cuțitul, avem un amnar, pe care trebuie să-l scot prima oară de aici. Și cea mai ușoară parte a luat foc. Ideea e să zicem că nu avem amnarul la noi, avem doar un cuțit. Și din foc am adunat niște cărbune. De pe malul râului am adunat niște pietre. Și hai să vedem dacă cu ajutorul acestor pietre și cu un cuțit putem să aprindem focul. Ideea e să prind acești cărbuni să prind scânteia . Pietrele mele sunt cam tocite, dar insistăm. Iată. Avem un tăciune. Pe care îl vom transfera în cuib. Și cu răbdare, ca și cu un copil mic, o să încercăm să prindem, să obținem flacăra. Cam asta a fost, foarte simplu, dacă avem un foc făcut dinainte, găsim o vatră sau ceva, adunăm niște cărbune, pe care vi l-am arătat, pe malul râului găsim niște pietre asemănătoare cu cremenia, cuarț, cuarțit sau alte pietre foarte dure, transparente,
Este un alt filmuleț care vă arăt ce astfel de pietre putem folosi. Și cu o coajă de copac sau cu un cui pregătit înainte, la fel, pe care le știți, putem obține flacăra și focul de care avem nevoie. Un video scurt, sper că v-a plăcut, până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută!